Au început lucrările de reabilitare a străzilor Vasile Gionea, cunoscută de severineni drept Drumul Hoților și Gheorghe Angel, tronsonul cuprins între splaiul Mihai Viteazu și strada Cede Ionescu. Au fost demarate lucrările de reabilitare a străzilor Vasile Gionea, cunoscută de severineni drept Drumul Hoților și Gheorghe Angel, tronsonul cuprins între splaiul Mihai Viteazu și strada Cede Ionescu. Aici se reabilitează partea carosabilă cu o lungime de 2,5 km. Se construiesc trotuare, se extinde rețeaua de canalizare, se construiesc sisteme pluviale pentru preluarea apelor, se amenajează spații verzi și piste pentru bicicliști. Lucrează foarte bine, cu toate că, să știți, a fost una dintre cele mai dificile lucrări. Am avut foarte multe lucruri de pus la punct, am mai avut porțiuni de teren care nu erau cedate la primărie, a trebuit să discutăm, să le luăm prin notar, accese la proprietate, multe terenuri care aveau nevoie de utilități. Oamenii au terenuri, nu s-au apucat de case, dar dacă ar fi vrut mâine să-i apuce și nu le trăgeam utilitățile, nu mai aveam posibilitatea să le dăm voie să spargă asfaltul. Lucrări complexe, dificile, dar, sincer, sunt mai mult decât bucuros de ce se întâmplă aici. Constructorul își vede de treabă, a adus oameni mulți, lucrează. Ne-am dat ca și termen octombrie, dar s-ar putea chiar mai devreme acest bulevard mare să fie gata. El este o arteră importantă, face legătura între cartierul Schela și chiar Dudașul Schelei și oraș, plus toate aceste străzi care sunt în spatele meu, se descarcă această stradă în Vasile Giunea și mai departe către bulevardul Vâlcerova. Această investiție complexă cu o valoare de peste 9 milioane de lei cu TVA a fost realizată și cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, cât și a consilierilor județeni, care au înțeles importanța alocării unor sume de bani către administrația locală pentru a putea continua astfel lucrările în municipiul nostru. Din punct de vedere edilitar, lucrarea are dublă semnificație. Este o stradă de legătură între cartierele Dudașul Schelei, Schela și Crihala, fiind totodată cea mai importantă arteră a cartierului nou format, fostul aeroport, aflat în continuă expansiune. Tot în acest cartier se va continua construirea de noi străzi pe programul guvernamental Angel Saligny.